credincioși, în momentul în care a început cântarea prohozului, ocolirea bisericii și toată această frumoasă tradiție ortodoxă adusă de Sfinții Părinți, și ca învățătură dogmatică a cântărilor, și ca dogmatică a fiecarei strofe în parte, mă gândeam ce ar fi zis cei din Vechiul Testament care au fost martori ai răstignirii lui Hristos, dacă ar venea modul ceremonios pe care îl desfășoară creștinii, specific acestei sărbători, a punerii în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos. Dar în momentul în care s-a spus Evanghelia de către Părintele Diacon și s-a văzut mai departe, cum am continuat aseară după cele 12 Evanghelii, cât de aprigă este pisma, răutatea și invidia iudeilor față de binefacerile pe care Iisus le-a făcut în cei 3 ani și jumătate de activitate mesianică publică, mă gândeam chiar și astăzi, în momentul, în timp ce se citea slujba ceasurilor împărătești și ascultam fiecare tropar în parte, până unde poate duce orbirea sufletească. Noi, oameni simpli, cinstiți, educați, spovediți, împărtășiți, în momentul în care simțim că cineva atinge eu-ul nostru propriu, sau ego din noi, sau mândria noastră, sau suntem atinși în, să spunem, în gândirea minții, devenim feroce. Devenim acei oameni care nu mai cunosc măsura iubirii divine, care nu mai cunosc măsura bunătății omenești, sau nu mai au măsura umanității din ei. Același lucru l-a simțit Ana și Caiafa în momentul în care au simțit că ei, în calitate de arhierei și slujitori ai legii vechi la templul lui Solomon, în Ierusalim, sunt învinși de către cine? De către fiul teslarului din Nazaret, de către fiul lui Iosif și al Mariei, după cum se și exprimă în Evanghelie. Nu cunoaștem noi pe fiul Mariei și a teslarului din Nazaret? Chiar la un moment dat, apare și acest lucru simplu. Lăsați-l. Adică undeva iudeii se simțeau deja deranjați numai prin faptul că el îndrăznea să corecteze sau să vină cu ceva nou în legea lor. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos, nu în mod răutăcios, ci în modul la cel mai bun simț și la cel mai smerit gând, vine în templu sâmbăta și vindecă. Slăbă nou, femeia cu scurgerea de sânge, femeia gârbovă, lunaticul și așa mai departe. Și la un moment dat întreabă, sunt 6 zile în săptămână. N-ai timp să faci binele? Astăzi, în ziua sâmbetei. Și atunci Mântuitorul folosește un termen care, deși n-a deranjat pe moment, a deranjat în istoria umanității. Dar oare omul sâmbăta nu dezleagă sinul și îl duce la apă? Dar oare omul sâmbăta nu duce pâinea la gură să mănânce? Asta întreb nefiind scris în Evanghelie. Oare așa cum grijim de noi înșine, nu trebuie să grijim și de aproapele? Ce este mai ușor? A face binele sau rău? Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos scormonește rădăcina răutății și stârnește atâta ură, ură. Dacă veți citi o carte care se cheamă Procesul Mântuitorului, pentru că astăzi am fost cu mintea la ea și m-am gândit că, deși este literar filologică scrisă, este capitolul cel mai consecvent care poate arăta, așa cum și până în zilele noastre, dacă vrei, poți induce o instanță de judecată și să împingi un lucru spre extrem, același lucru au făcut și iudeii. Au profitat la vremea de atunci de ceea ce numim noi astăzi corupție. Și au profitat de cele 2 lucruri foarte importante. Neînțelegerea dintre Cezar și Pilat și neînțelegerea dintre stăpânii legii celei vechi, Ana și Caiafa și Hristos. Și a spus așa, noi îl vom prinde după legea noastră.
ne vom face că îl judecăm și îl vom trimite la Pilat. În momentul în care Pilat nu va executa dorința noastră, pe Pilat îl avem la mână cu altceva. Îi vom impune. Adică ce faci? Știrbești cinstea cezarului? Cum adică? Îndrăznești să știrbești autoritatea mai mare lui tău? Și pe ce criterii au mers? Când iudeii se răsculau prin Ierusalim, cel care era luat de urechi era Pilat, Ponțiu Pilat. Și atunci, în momentul acesta, profitând de această răscoală, aveau să ducă o depeșă la cezarul și să spună: Pilat n-a judecat corect. Dar mustrat de cuget, pentru că, vedeți, așa este biserica aceasta și așa e Dumnezeu, cum mironosițele vin și stau la cruce până ce Hristos este pus în mormânt, și mironosița lui Pilat de acasă, care era și ea o femeie simplă, dar temătoare de Dumnezeu, și cu anumite caractere lăuntrice, nedefinite de Sfânta Evanghelie, dar definite de textul evanghelic, spune așa: Tu! Acesta este rolul femeii uneori în viața bărbatului ei. Tu să nu faci omul acesta niciun rău. Omul acesta mi s-a arătat în vis. Și eu am pătimit foarte multe în urma întâlnirii cu el în vis. Și tu să nu-i faci niciun rău. Și atunci nu se știe dacă Pilat, împins la extrem de răutatea iudeilor pe care nu i-a suportat niciodată, așa după cum arată și istoria, că îi știa pervers și răzvrătiți, sau de atitudinea femeii sale, care era în felul ei cinstită și corectă, n-a luat o măsură asupra lui Iisus, dar în schimb n-a știut să depășească extremul răutății. Pilat putea să rămână în istorie ca cine? Ca și Corneliu Sutașul. Pilat putea să rămână în istorie cum a rămas Iosif și Nicodim, care l-au cerut de la Pilat și l-au pus în mormânt, i-au turnat litrele de miresme, l-au îmbrăcat în fâșii de pânză de in și l-au așezat acoperind mormântul cu piatră. În momentul în care a primit Pilat pe omul Iisus, de frica și a iudeilor, dar și de respectul față de soție, deci iată moralitatea cu răutatea față în față și omul să se strecoare printre ele, încearcă următorul meșteșug. Știți voi, evreilor, este așa obiceiul la praznicile mari să eliberezi câte un rău făcător. Și Pilat, văzând ce vină simplă are Iisus, a scos un oarecare derbedeu, un mare criminal, un mare tâlhar, un mare, să spunem noi, cap de mafie a vremii de atunci, un fel de pește modern al zilelor noastre. Și a spus așa: pe cine să vă dau? Pe Baraba sau pe Iisus? Și atunci, pentru că în mulțime erau infiltrați oamenii lui Ana și Caiafa, a fost de ajuns ca glasul mulțimii să fie acel muget surd pe care îl folosesc până în zilele noastre unii conducători și induc câte un lucru în eroare, așa cum vedeți revoltele, revoluțiile, războaiele, criminalitățile de-a lungul istoriei, și au început să strige ușor: răstihnește-l! 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 Și tot poporul, într-o ovație puternică, a uitat într-o clipeală de minte că duminică de florii îl întâmpinau cu stâlpări și îi puneau haine pe cale, iar acum îi băteau cuie. Și au spus încă și acest nenorocit blestem: sângele lui asupra noastră și a copiilor noștri. Deci, iată, sângele euharistic până în zilele noastre cade ca un blestem peste poporul acesta evreu, care a răstihnit sângele nevinovat al lui Iisus, care nu era sânge omenesc, ci sânge dumnezeiesc. Dar acest sânge ce este? Este, de fapt, pecetea de pe mormântul Domnului. Este ceea ce îi va apăsa pe conștiință, cum spune în sfârșitul omului Zosima Pascal și cum scrie în învățăturile de cult ale Apocalipsei, în tâlcuirile Apocalipsei: vor plânge toate neamurile și vor suspina văzând pe cer semnul Fiului Omului.
Și iată că în clipa aceea, în care Ana și Caiafa și-a jucat bine procesul de intimidare, Pilat cere un vas de apă pentru ultima oară de a încerca să impresioneze publicul. Toată lumea se întreabă de ce s-a spălat Pilat pe mâini. Nu s-a spălat nici de demnitate, nici de frică, nici de onoare. A încercat un ultim șoc media, ca să spunem așa, în care spălându-se în fața poporului pe mâini, a încercat să intimideze conștiința mulțimii zicând: nevinovat sunt de sângele acestui drept. Dar în același timp, Pilat are o discuție cu Mântuitorul cutremurătoare, în care el îi spune Mântuitorului: știi că am putere să te eliberez sau să te condamn, să te pedepsesc, să te judec? Și Mântuitorul se uită la el cu bunătatea specific dumnezească și îi spune așa: ai, pentru că ți s-a dat. Deci eu n-am nimic cu tine, tu îți faci treaba. Tu nu ești decât un pion al acestei piese universale de mântuire și de curățire a lumii, care îți îndeplinești rolul tău inconștient de voința ta. Pentru că dacă Pilat s-ar fi opus răstihnirii lui Iisus, el tot răstihnit era. Așa scriau Scripturile. Dar Pilat ar fi rămas un erou al istoriei. Iată-l pe Pilat, un trădător de conștiință. Iar lângă Pilat, al doilea trădător de conștiință, devine Ana și Caiafa, care în momentul în care simt că au vândut pe Iisus și l-au vândut nevinovat, cum v-am spus și aseară, că aici este momentul să amintim, venind Iuda și aruncând arginți în templu și a făcut spovedania față de discipolii care îl învățau legea când era tânăr sau care erau păzitorii legii vechi. Am ucis sânge nevinovat, am vândut sânge nevinovat, iar răspunsul a fost acea ironie: și ce-mi pasă mie sau ce ne pasă nouă? Te privește, e treaba ta, trebuia să discerni înainte de a greși. Adică ai fost instrumentul nostru, pa, la revedere. Ei, împingerea spre deznădejdea lui Iuda duce spre înverșunarea diavolului. Și de ce duce spre înverșunarea diavolului? Diavolul se temea mai mult ca Ana și ca Iafa. Diavolul se temea mai mult ca Ana și ca Iafa, că prin spânzurarea Iudei poporului s-ar trezi ceva în minte. Dar în același timp, spânzurarea Iudei pentru Satana a fost ce? Apogeul câștigului și apogeul războiului. Iată o victimă veșnică, chiar dacă pe Adam îl voi pierde din sânurile iadului. Deci a plecat Adam și Eva din iad, iar în locul osândei celei veșnice rămâne tot cineva din neamul omenesc, și acela este Iuda. Deci Iuda are parte de moartea cea veșnică, de chinul cel veșnic, de osânda cea veșnică și de stăpânirea morții celei veșnice. De aceea cei care se sinucid sunt frații Iudei. De aceea cei care se sinucid sunt depărtați de Hristos prin deznădejdea pe care o manifestă atunci când ei iau această cale de a-și curma zilele înainte de judecata lui Dumnezeu. Trecem peste aceasta că nu ne interesează. Iată-ne ajunși în fața mormântului lui Iisus. Un pietroi mare, o lespede pe care au vizitat-o mii de pelerini în zilele noastre, o sărută, o ating, o calcă, pun mâna pe ea, se pun cu frunțile și neamul creștinesc se mângâie atingând piatra lui Iisus. Dar neamul creștinesc se mai mângâie și de altceva, că vine învierea. Într-adevăr, în zilele noastre, învierea vine cu bucurie. Vine cu cântări duhovnicești, cu slujbe frumoase. Ce sunt aceste omagii aduse lui Iisus în postul cel mare? Ce sunt aceste omagii aduse lui Hristos în ziua răstignirii sale și în ziua punerii în mormânt? Sunt, de fapt, laudele pe care trebuia să îi le aducă poporul iudeu în momentul când l-a avut în mijlocul lui. Aceasta era, de fapt, cinstea cuvenită lui Iisus pentru ceea ce făcea El. Dar a trebuit să treacă 2000 de ani și au trebuit să scrie scriitorii bisericești, sfinții părinți luminați de Dumnezeu, făcătorii de cântări,
inspirații de Duhul Sfânt, Roman Melodu, Ioan Damaschinu, Teofan Monahu și așa mai departe, să aducă și să facă cântări adresate Dumnezeirii, îngenunchiate în fața minții omenești, dar cum spune și în Prohod, deși mori ca un om, dar ești viu, Dumnezeu. Deci, iată, Dumnezeirea nu suferă nicio atingere. Dumnezeirea stă în împreună lucrare cu firea omenească și privește apogeul răutății umane. Deci, imaginea învierii pentru seara aceasta, față de seara următoare, când ne vom întâlni cu toții și vom vorbi de veselia învierii, este imaginea sinistră a unui mare masacru săvârșit de oameni purtători de suflet viu, de oameni purtători de conștiință, de oameni păzitori de lege, că și ei aveau o lege. Ce spunea Vameșul când se ruga, milostivi-mi mie păcătosul? Ce spunea fariseul? Mulțumesc, Doamne, că iaia, că iaia, că iaia. Fac, dreg, învârt, plătesc, strâng, nu-s ca ceilalți oameni. Iată acești farisei și cărturari, iată acești arhierei ai legii vechi, care se credeau corecți din toate punctele de vedere, au dăruit istoriei cel mai sângeros masacru gustat vreodată, simțit vreodată, trăit vreodată de o persoană umană, și aceea era persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Deci nimeni n-a văzut nici atâtea scuipări, nici atâtea loviri, nici atâtea bătăi, nici trestie și oțet, nici cunună de spini, nici toiege, nici pumni, nici palme, nici îngenunchieri, nici cruce grea în spate, până și crucea ales-o din cel mai greu lemn, și cum spunea Părintele Cleopa, nu știu, informația parvine probabil din hronograf, că crucea Mântuitorului avea undeva la 13 metri ca lungime și avea undeva la 5 metri sau 3 metri și 50 ca lățime. Deci noi îl vedem răstignit pe cruce în pictura și iconografia bizantină, o cruce la dimensiunea omului. Dar spune că i-a pus în spate o cruce atât de mare și de grea, neștiind că și aici împlinesc Scriptura, că de fapt era crucea căzută a întregii umanități și păcatele întregii lumi, pe care mielul lui Dumnezeu le trăgea după dânsul spre vârful Golgotei. Vedeți că nu se răstignește la poale, în văi sau în vreo prăpastie, ci urcă până la vârful Golgotei, la căpățână, unde după tradiții stătea capul lui Adam îngropat. Și spune că în momentul în care s-a înfipt crucea, acolo s-a considerat a fi mijlocul pământului. Dar de ce s-a considerat a fi mijlocul pământului? Pentru că sub cruce, exact în locul înfingerii, Golgota înseamnă muntele căpățânii. După tradiție se credea că după potop a fost îngropat capul lui Adam, iar în preajma locului acela s-a creat Ierusalimul pe cei patru munți. Ei, în momentul în care Mântuitorul a ajuns la strămoșul său, acolo unde avea treabă, încă de pe cruce îi dorește iertarea păcatelor prin sângele curs cu milostivire din răni și din cuie, care picură până ating căpățâna lui Adam și o fac ce? Bucurase vor oasele cele smerite. Deci le fac în oase sfințite. Le transformă în oase dătătoare de viață. De ce? Trebuia să le spele de păcatul neascultării și de păcatul diavolesc, ca în momentul întâlnirii în iad, de aici este frumos, în momentul întâlnirii în iad, Adam să poată da mâna cu Dumnezeu și cu strămoașa Eva. De ce Adam apucă de mână pe Dumnezeu și nu Eva? Pentru că Adam era cel care pătimise. Adam era cel care cunoscuse căderea Evei. Eva a cunoscut numai căderea ei prin șoapta diavolului, iar Adam a cunoscut căderea Evei. De data aceasta, Hristos, așa spune în ultima cântare a binecuvântărilor, și lacrimile Evei în bucurie le-a întors, deci în clipa în care îl vede pe Hristos, pe Adam cel de pe urmă, cu Duh dătător de viață, Adam să-și prinde de mâna lui. De ce? I-a simțit în creștet sângele încă de pe muntele căpățânii. Dar nu aici se oprește taina. Mormântul rămâne în grădina Ghețimanii. Și aici se creează un fior
care nu mai ține de demnitatea umană sau de firea noastră, ci ține de ceea ce numim noi în societate limbajul popular, poșta fără fir. Și au început oamenii, vă dau o singură pildă frumoasă, care întotdeauna m-a încântat și am socotit-o cea mai demnă de luat în seamă. Imediat după înviere, spune în una din Evanghelii lui Ioan așa, zice, niște femei de ale noastre, vă redau textul cât îl țin minte, ba mai spun că au văzut și arătări de îngeri, ba mai spun că au văzut și mormântul gol și că Hristos a înviat. Deci apostolii atât de fricoși erau și lipsiți de demnitate, că nici crezutele femeilor mironosițe, care au stat lângă cruce, care au învălit trupul, care au pus litrele de balsam, de nard, nici pe acelea nu le credeau. Dar de ce nu erau demne de crezare? Nu erau demne de crezare pentru că în mintea lor nu putea concepe în limita umanului cum tu, împăratul cerului și a pământului, tu care ai făcut atâtea vindecări, te lași omorât de niște criminali. Dar ce se întâmplă? Tuturor le-a scăpat esența. Când Petru a vrut să se războiască cu mal, cu sluga arhiereului, Mântuitorul i-a spus, Petre, bagă-ți sabia în teacă. Și a spus și un cuvânt foarte înalt. Un singur semn și mii de legiuni îngerești ar șterge totul într-o clipă. Sarzaină. Ei, în clipa în care Satana n-a fost atent la acest verset, s-a înverșunat și mai tare asupra lui Iisus și s-a înverșunat cu atâta răutate încât a intrat din bârfă în bârfă, din vorbă în vorbă, în capetele cui? Tot celor de la templul lui Solomon. Și atunci ce au zis? Dacă tot a văzut Pilat că suntem niște criminali, dacă tot a văzut Pilat că suntem niște stricați, niște oameni fără milă, suntem un popor de barbari, ucigași de om nevinovat, hai să ne creștem imaginea în fața lui Pilat, măcar să ascundem totul sub o metaforă din aceasta, dacă nu concretă, măcar puțin inventată. Și au trimis rapid la Pilat, cu aroganța specifică nației, și au spus așa, știi ce? Mai ai o datorie. Dar de fapt, această minciună, această farsă pe care ei o pregăteau, era de fapt emblema propriilor prostii și a neînțelegerii cuvintelor Scripturii și a ceea ce prorocise proroce. Că dacă erau înțelepți, își dădeau seama de fapt că au de-a face cu Dumnezeu și se opreau măcar de aici încolo și puteau să pună totul sub tăcere, neavând ce scrie azi evangheliști. Dar s-au dus la Pilat și a spus, știi, avem și deținem ca argument următorul lucru. Acest mincinos, acest smintitor, acest coordonator și manipulator de popor a spus așa, că el poate să învie după 3 zile. Pe Pilat nici nu-l mai interesa lucrul acesta. Le-a și spus, aveți păzitori? În regiunea unde vă aflați este legiunea romană? I-ați văzut? Îi știți? Îi cunoașteți? Vorbiți cu ei. Ca și cum ar spune, mergi la poliția din Vlădice, nu mă interesează cei la voi în mănăstire, e treaba ta. Și în clipa aceea, Pilat i-a executat din privire și din vorbă. Gata. Aici s-a terminat povestea. Pe mine nu mă mai implicați, pentru că am văzut și dincolo de dimensiunea realului câtă răutate este în voi. Și atunci s-au dus rapid, au pus gărzi, cum se pune dacă ați făcut armată. Probabil se punea pe vremea aceea câte jumătate de zi, deci 6 sau 7 ore, cum era în legea romană. Acum se pune din 3 în 3 ore santinela. Dar fiind mai mulți, se schimbau curând între ei, fără a mai schimba un corp de gardă odată. Și în clipa aceea au pus și pecetea la mormânt, au și înconjurat mormântul, dar cine a rămas la mormânt? Maica Domnului și Maria Magdalena. Spune Evanghelistul Matei că Fecioara a simțit cu tremurul pământului în tălcuirea lui Teofilact al Bulgarii la Evanghelia de la Matei. A simțit frământările iadului. A simțit sabia din inima ei. Dar, cum spune și în Prohod, a zis, dar tu trebuie să înviezi ca un Dumnezeu.
deși ești mort ca un om sub groapă. Și în clipa următoare are loc drama, dacă vreți, transcendentală a ceea ce nu înțelegeau iudeii. Crucea este un ax vertical cu un orizontal, care se interpătrund. De ce? Crucea era, de fapt, dimensiunea care lega cele patru întâmplări deopotrivă. Dacă ați fost atenți și mai luați odată prohodul în mână, că l-aveți acasă, veți vedea că în prima stare a prohodului se pune accent numai și numai pe îngropare și pe pământ. Sub pământ, în pământ, în mormânt, în mormânt, pe pământ, sub pământ, în mormânt. Deci, în fiecare strofă se pomenește de pământ. De ce? Crearea lumii a început de pe pământ. Restaurarea lumii a început de pe pământ. De ce? La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. La înviere a făcut cer nou și pământ nou. Și cineva va spune, care e momentul? Vă spun eu care e momentul. În clipa în care luna s-a înroșit și s-a făcut ca sângele, în clipa în care cerul s-a întunecat, a început o lume nouă. În ce constă lumea aceea nouă? Întunericul acela a marcat apogeul răutății și a împlinirii tuturor semnelor din Vechiul Testament. De acum urma să răsară zorii zilei a opta. Iar zorii zilei a opta, dacă vă sunteți foarte atenți, citiți-l pe Inocențiu de Odessa și pe episcopul de Calavitre, Miniat. La ceasul al treilea l-au răstignit, cum sunt ceasul, de 3, 6 și 9. Dar în momentul când s-a făcut întunecime pe pământ, nu era momentul să se facă noapte. Deci aici începe apogeul răutății și sfârșitul maxim. De ce? Fiindcă Hristos este între două sfere. A pământescului și a cerescului. În cer stă pe scaun cu Tatăl din veac, cuvântul veșnic, și veghează la restaurarea lumii. Dar în mormânt stă Hristos om, care veghează la restaurarea pământului și a materiei de pe el. Și cine sunt primii restaurați? Catapeteasma templului care se rupe în două și arată că răutatea cea veche se separe, că începe legea cea nouă a iubirii. Catapeteasma s-a rupt în mijloc. Deci de aceea avem două testamente. Pietrele s-au despicat. Au înțeles și ele taina și nu s-au despicat anapoda, ci s-au despicat ca să pătrundă harul lui Dumnezeu de la mormântul în care a fost îngropat până în străfundurile iadului și să străbată primele raze de lumină. De fapt, începea o nouă lume în pământ. Începea o nouă viață în pământ, un nou cer în pământ. Cine era sub pământ? Era lumina lumii. Și ce făcea lumina lumii? Ne spune în canonul învierii, dar nu intrăm aici, nu mă vă amintesc. Asta de mâine seară înainte. Iar cei legați în veșnicia iadului și în noaptea iadului cel veșnic alergau cu pași repezi și veseli, auzi? Pași veseli. Știți ce înseamnă un om bucuros care se plimbă așa la îndală? Ei, aceștia alergau cu pași veseli. Era o așteptare că atunci când ești pe peron și vezi la care geamă-i fiică ta sau fiul și te duci, te grăbești să-l iei, dar ești și bucuros că l-ai întâlnit. Mersul ți este sprinten și vioi. Ei, cu aceeași voiciune alergau profeții și drepții Vechiului Testament că au recunoscut lumina pe care au pierdut-o strămoșul lor Adam. De ce? Ce a făcut Adam cât a stat în iad? Credeți că a pilit coarnele la drag și dinții să nu ne muște? Nu! Le-a propovăduit drepților cum l-a cunoscut pe Dumnezeu când era în grădina Raiului. Le-a propovăduit drepților cum l-a cunoscut pe Dumnezeu înainte de mâncarea din pom. Ce a simțit după mâncarea din pom, iar acum asculta el la rândul lui, de la profeți, de la drept și de la patriarh, ce? Să-i povestească cum îl mai percep ei pe Dumnezeu. Așa cum bunica se pune în pat cu un copil și începe să-i vorbească de Dumnezeu pe limba lui, el fiind mic și ea fiind bătrână trecută prin viață din experiența vieții, așa asculta copilul Adam din ea, despre Dumnezeu ce trăise proroci și patriarhi pe pământ și cum trebuie să vină Iisus. Pentru că El le-a povestit un singur lucru. Știți ce ține o minte de la Dumnezeu? În clipa când ne-a dat peste nas și ne-a scos afară din rai și ne-a spus mergeți și munciți în sudoare, în spin și în pălămidă, ne-a zis așa,
tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Iar tu să fii stăpânul femeii. Și voi pune sămânța răscumpărării și vrăjmășie între tine și diavolul. Și Adam nădăjduia la acest lucru și așa cum vorbim noi cu un prieten. Ce mai știi de procesul meu? Ce ai mai auzit? Ce lege s-a mai dat? Ce articol s-ar mai potrivi între avocat și judecător? Așa era Adam între proroci și între ceea ce știa el. El venea cu învățătura direct de la Dumnezeu, dar îi cunoștea lumina. Puțină învățătură, că n-a vrut să o primească. Dar îi cunoștea perfect lumina. Și când a pătruns lumina lui Hristos în ea, lumina lumii, Adam a fost primul care le-a spus, băieți, asta e lumina de care v-am vorbit 5.000 de ani în pântecele iadului. Hai după ea! Și au luat-o toți spre lumina cea veșnică și neapropiată. Asta e esența care cutremura pământul. Asta e motivul pentru care dracu auzea și se spăimânta și nu înțelegea fraierică. Ce fac ăștia, mă? Ăștia pun la cale o răscoală în iad. Așa a și fost. Pentru că a început ziua 8-a, zorile. Au început clipele mântuirii. Acestea se petrec începând din seara aceasta, deci de când e pus Domnul în mormânt, deci de la Sfințitul Soarelui, că vineri trebuia să fie iudeii curați, să spele pe mâini, să nu fie spurcat, să-și poată mânca sâmbătă Paștele, iar sâmbătă noaptea la miezul nopții să termina Paștele lor, că intrau deja în săptămâna ce noi o numim de acum a noastră patimilor, că noi ținem prima duminică după lună plină, după Paștele iudaic. Ei! În clipa în care a stat 30 de ore iad, că atât a stat Hristos în iad, câți ani așa a avut pe pământ când a început propovăduirea, Hristos a propovăduit și El de acum și apostolii cerși, ăsta apostolii, prorocii și drepții Vechiului Testament, ce corelație făceau? Că învățătura lui Hristos era perfect sănătoasă cu prorociilor și cu învățăturile cele primise de la strămoșul Adam și de la Eva, care mocea și plângea tot timpul, dându-și seama ce greșeală a făcut acolo în străfundurile iadului. Și iată că în clipa următoare, când nimeni nu mai credea, sau nimeni nu se mai aștepta, dracu ce-a făcut? Ca un gospodar care pleacă la nuntă sau se duce undeva, și-a pus și lacăte, și-a pus și druji de fier, și-a pus și bălamare de oțel, și-a pus și uși forjate, și uși metalice, și-a pus și sisteme de alarmă. Ce vreți voi? A blindat iadul ca o cazemată, ca un buncăr atomic. Dar n-a înțeles un lucru. Și aici e taină. Că cel care a trecut prin pântecele Fecioarei fără să vatăme fecioria, cel care a trecut prin sânurile Tatălui și a fost veșnic fiu, a venit și prin pântecele mamei să rămână veșnic fiu și acum trecea și prin porțile iadului să întâlnească cu bunica sa Eva, să o vadă de ce plânge. Și în clipa aceea a bătut liniștit în poarta iadului și Satana s-a ascuns tocmai de desubt, cum face un om când simte că sunt mai mulți urmăritori, fuge în fundul casei unde are el o armă sau ceva de apărare. N-avea ce armă să aibă de apărare, că nu s-ar cânta la maslă altfel. Hristos ce făcea? Avea crucea după el. Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta ai dat-o în mine. Și unde mai duce Hristos crucea? Ca să vedeți că crucea nu e o întâmplare oarecare sau un obiect de treabă, așa ca să ne dăm noi creștini deștepți cu ea. În rai cu tâlharul. Tâlharul intra pe ușa raiului și el cu o cruce în spate. De ce? Că heruvimul cu sabie de foc era dat la o parte. Altă cruce era iad. Deci, ați văzut dimensiunea crucii. Aici era exact ca într-o oglindă. Una era reală, că era dusă de Hristos, cealaltă era sfințită, că era purtată de mărturisitorul lui Hristos. Doamne, de ești Tu Fiul lui Dumnezeu? Pomenește-mă când vei veni într-o împărăție Ta. Și ce îi spune Mântuitorul? Azi vei fi cu mine în rai. Și azi era. Când era azul ăla? Exact la miezul nopții, când s-a făcut strigare. Așa începe Evanghelia Învierii. Veți asculta mâine seară, nu intrăm în ea. Și în momentul în care s-a făcut strigare, ce s-a întâmplat? Au pocnit, îmi pare rău că n-am fost pe fază să iau un penticostar, să vă citesc fraza identică. Părintele Teofil de la Sâmbăta, când mai ținea o conferință pe Leaș, îi plăcea să o repete și să o spună exact întreagă. Amărâtul s-a că s-a surpat, amărâtul s-a că s-a golit, amărâtul s-a că s-a deșertat și așa mai departe. Are iad o suspinare a lui, pentru că știa să-și încheie. Unde-i moarte, boldul tău? Unde-i biruința ta? De ce? Prima care blinda ușa iadului era moartea veșnică, că sufletul nu mai avea eliberare de viață și lumină niciodată. Asta era prima ușa iadului. Că era o moarte teie, drăcească,
dobândită prin neascultarea de Dumnezeu. Dar acum venea o moarte a dragostei. Venise în fața iadului cel mai simplu om și mai modest și mai smerit și mai bun și mai blând și mai drept și mai curat, care a avut curajul în fața umanității și a lui Pilat chiar să spună, cum se citea asta la Evanghelie, dacă ți-am vorbit bine, de ce mă lovești? Iar dacă am greșit, arată-mi unde am greșit. Deci iată câtă cinste. Nu cum spunem noi azi, să vezi, să auzi, să crezi. Da sau ba? Și în clipa când moartea a văzut o altă moarte plină de iubire, care îmbrățișa răutatea calvarului mizerabil al lumii sălbatice, plină de sânge și furie, de pismă și ură și invidie, acum venea o moarte blândă și smerită, care de fapt ce face? O îmbrățișează pe moartea cea ateie, o topește și o transformă în nimic și porțile iadului se deschid singure, pentru că pecetea era moartea neascultării. Acum venea moartea iubirii. Venea moartea în Hristos, care e somn și întâlnire cu Dumnezeu. Venea Apostolul Pavel, care strigă de 2000 de ani. Dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. Dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Și iată că în clipa în care se deschid porțile iadului, pătrunde lumina. Care era lumina? Era exact aceeași bucățică de lumină. Și aici o să stați așa să vă plichiseți, că scăpați tren, nu aveți răbdare. Era bucățica de lumină care unde se mai întâlnise cu ea Satana? Aveți idee? Nu. Pe Tabor, când s-a schimbat Iisus la față. Dar n-a știut Satana ce să creadă acolo. Nu era treaba lui, că întunericul nu se amestecă cu lumina. Dar erau cei trei martori. Era Ioan și Iacob, era Petru. Petru care spunea, cruță-te pe tine, Doamne. Și la care Mântuitorul ceartă pe Petru și îi spune, înapoi a mea, Satană, dar nu pe Petru ca persoană, pe cel din Petru ca răutate. Și atunci Satana n-a mai putut sui pe Tabor. Iar apostolii au fost atât de mici la minte și la cuget, că în momentul schimbării la față, văzând lumina dumnezească, taboric au căzut cu fața la pământ, arătând ucenicilor slava sa pe cât li se putea. Păi dacă ucenicii au văzut cât li se putea, diavolul n-a putut vedea nimic, că n-are el treabă cu Dumnezeu. Taina era din veac ascunsă. Deci veacul pentru diavol era în continuare. Și în clipa în care lumina aceea a năvălit iadul, diavolul a orbit, s-a ascuns, din orbirea aceea a fost legat în lanțuri și pus în fundurile iadului și Hristos a spus, băieți, la înviere, hai să umplem raiul care l-a golit bunicul Adam. Hai să ne luăm locurile unde e locul nostru. Și au plecat cu toții. Aceea a fost strigarea. Și care este strigarea? O veți auzi mâine seară, ci doar vă amintesc. Sunt trei elemente. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa, dar noi ne bucurăm firește cu cozonac, cu haine noi, cu bucurie, cu slujbe, cu liturghie, cu împărtășanie, spovediți și împărtășiți. Dar ar trebui să ne bucurăm numai lacrimi, că acolo e o ucidere, e o nenorocire, e o crimă. Acolo e o mare artă a urii. Deci, arta imensă a urii pe care a putut-o urzi diavolul în istoria universală n-a fost drama lui Iov, ci drama lui Iisus. Iov a pătimit că i-a luat cămila, vaca, copilul, oaia, brâile de aur, slugile și a omorât totul. Și la urmă l-a lăsat lepros pe groapa cu gunoi. Dar pe Hristos l-au bătut în cuie pe cruce și s-au gândit că n-a curs destul sânge. Au mai băgat și sulița în coastă și până ce s-a separat limfa de mediul intern și apa a luat-o separat și sângele separat. Închegat curgea. De ce? Că Dumnezeu avea căldura dumnezească în el și nu-și schimba firea sângele dumnezeiesc, cum și-o schimbă ăsta biologic când îl pui la punct. Ei, aceste două curgeri, sânge și apă, însemnau viața lumii și altoirea creștinilor în Hristos în veșnicie. Dar acea apă care curgea pe pământ, ce era? Era prima apă care sfințea pământul spurcat de răutățile oamenilor imediat când va învia Hristos să nu-L mai vadă, să nu-L mai vadă murdar și pătat de fără de legile Vechiul Testament. Iar sângele care curgea pe pământ era sângele care se unea cu mucenicesc, cu sângea tuturor prorocilor despre care Mântuitorul a spus cândva o vorbă la Capernaum. Ierusalime, Ierusalime, cât am plâns eu pentru tine și cât m-am străduit să adun pe fiii tăi cum adună cloșca puie. Ierusalime, Ierusalime, piatră din piatră din tine nu va rămânea. Deci,
Vedeți blestemul Ierusalimului, împlinit și la anul 70, când l-au arat și l-au dat cu sare romanii, împlinit și în vremea lui Iulian Apostatul, când a ieșit foc din pământ și a mistuit toate zidurile Ierusalimului originale din vremea lui Solomon, pentru că vreau să fac o mare capiște idolească și așa mai departe. Deci, Hristos a vrut prin sângele curs pe locul sfințit al Ierusalimului să spele păcatul mărșăvesc al umanității din vremea de atunci și să lase locul curat. De aceea perelinii simt acel duh și acea trăire interioară când ajung în locurile sfinte și își doresc în viață măcar o dată să calce la Ierusalim. Pentru că este sfințit de sângele lui Iisus, nu chetroaile, nu clădirile, nu candelele, nu becurile, nu zidurile, nu bisericile. Sângele. Cele trei mari mărturii ale Învierii. Sfânta Lumină, Piatra Ungerii, Steaua Betleemului, unde s-a născut Iisus, și Piatra de Mormânt, unde a fost îngropat Iisus. Acestea sunt cele patru mari elemente care definesc Ierusalimul de astăzi. În încheiere, că deja v-am ținut mult, vreau să vă spun că în momentul în care iadul s-a golit și s-a făcut strigarea de la miezul nopții, în clipa aceea, canonul Învierii ne arată următoarele două mărturii. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui. Cine erau vrăjmașii Lui? Diavolul cu toate fiicele Lui. Ura, mândria, pisma, invidia, răutate, răzbunare. Spune acolo, pe cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară lucrul rău de la fața lui Dumnezeu. Deci nimic nu e curat, pentru că chiar Îngerul a spus, Hristos nu mai este între cei vie, nu mai este între cei morți, ci s-a suit în lumina cea pururea viitoare. Dar trecem peste acestea, că le discutăm mâine seară. Vreau să mai înțelegeți două elemente. De aceea Hristos stă în mormânt 30 de ore, în iad cu sufletul și în rai cu tâlharul și pe scaun cu Tatăl. Mai are de împlinit trei lucruri. Cât de frumoasă și aleasă zi este această zi, cea din tâia săptămânii împărăteasă și Doamnă, praznic al praznicilor și sărbătoarea sărbătorilor. De ce? Ea ființează odată cu învierea lui Hristos. Este ziua 8-a, care este ziua veșniciei, când toți ne unim cu Dumnezeu și diavolul nu ne mai poate scoate niciodată din rai. Mai este o sărbătoare a luminii, învierea, pentru că se răsfrânge lumina cerului cu lumina pământului, pentru că pământul după întunecare a strălucit din nou cu soare, și apoi lumina iadului care a adunat pe drept și i-a tras ca un magnet, i-a dus prin lumină la lumină. Și atunci canonul de la Înviere ne spune, acum toate s-au umplut de lumină. Și cerul, și pământul, și cele de desubt. De ce? Cerul s-a umplut că se veseleau îngerii. Cânta Tatăl! Deci Tatăl cânta de bucurie în cer. Și cum îi cântau îngerii? Că el nu avea glas. Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea ta. Era mărirea lucrării lui în lume. Iertarea neamului omenesc, împăcarea cu neamul omenesc. Cum îi cânta pământul? Pământul îi cânta Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Cum îi cânta iadul? Iadul îi cânta, deschideți-vă voi porți veșnice, că acolo era prorocul David care făcuse psalmii. Îți dai seama cum s-a simțit el de umflat în pene, care era smerit și îngândurat după căderea cu Berșeva, după moartea lui Urie, după fără de legea lui Abesalon la patul lui și răzvrătirea poporului împotriva lui, după moartea fiului pentru care a flămânzit și când îl vede el pe Iisus, mântuitor și izbăvitor, astea sunt versurile mele, Doamne, Tu m-ai insuflat ca să le scriu. Și striga în glas cu Hristos să se deschidă porțile cele veșnice și să intre împăratul slavii. Și aici întreabă dracul nervos, cine e acela împăratul slavii? Acesta este împăratul cel puternic și tare în război. Acesta e împăratul slavii. Este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a înviat din morți și ne-a curățit de păcat. Amin.